rapid, da, pentru că l-aveți pe Daniel Pancu acolo, a arătat cu degetul, da, în această situație. Dan Alexa pierd, sunt panicați încă că se ratează un an. Încă mai au șanse, dacă câștigă cele două și prin prisma rezultatelor dintre celelalte, poate, cine știe. Dar părerea mea este că Daniel Pancu trebuia lăsat. Daniel Pancu era la un punct, de locul 3 sau de 2 chiar, la 2, se juca, nu știam că o să vină pandemia și să jucăm doar 5 meciuri, se juca tur-retur în continuare, să continua campionatul și cu Pancu s-a greșit. S-a greșit și când s-au dat seama că s-au greșit, i-a oferit acest post de președinte. Pentru care v-ați luptat pe și care, cu toți oamenii care nu l-au acceptat, vrut. Da, și l-am convins eu, m-au chemat suporterii, adică conducătorii au zis, bă, l-am dat afară de aici, dar hai să-l ținem că ne punem publicul în cap. Unii spun că publicul a vrut să-l dea afară an? Pe Pancu, nu e adevărat. Pancu e iubit atât de mult de suporteri în continuare încât... Dar acum e președinte și așteaptă ca Alexa să facă o minune. Și mai credeți că mai reușește să prindă un contract de antrenor după ce trece în administrație? Nu știu dacă Pancu va deveni iar antrenor, nu știu. E problema lor, depinde. La Rapid am auzit că participă cineva a intrat în acționariatul ăsta, nu cunosc cine, îl cunosc numai pe Victor Angelescu. A intrat de la... Nu îl cunosc. O reprezentantă auto. Îl cunosc doar pe Victor Angelescu și ei trebuie să-și rebranduiască lotul, să-și facă un program pentru anul viitor, pentru următorul an va fi decisiv. Dar poate Victor Angelescu, cum îl cunoașteți? Da, un băiat cu bun simț. Rapid? E un băiat cu... Nu cunosc situația economică. Știu că... Corect. Adică îl vedeți ambițios așa adică și ambițios, implicat? Plătește... N-am văzut jucători să se plângă. Mai întârzi o lună ca toate echipele. Da, dar a apărut așa de nicăieri. Adică noi în fotbal da, eu ne cunosc, știm eu de... Eu îl cunosc, m-am întâlnit de multe ori cu el și pentru alți jucători care a venit la birou cu el, cu Burcă. Cum se spune, un băiat care vrea să facă ceva și ajută cu tot ce poate ca Rapid să intre în divizia. Mai ales că se termină acest stadion și e păcat acest stadion să n-aibă o echipă.